Azi am instalat un sistem de filtrare de la Aquatier. E bun pentru băut apă, deci apă menajeră. E bun pentru a scoate piatra, calcarul și alte minerale din apă. Ceea ce e cartea, în funcție de câte băi aveți, noi avem 3 băi, așa că l-am luat pe cel mai mare. Avem robinetul care închide, avem double check valve, dublu supapă de sens, robinet de golire. Iar aici, deci am făcut un bypass. Asta în cazul în care se întâmplă ceva cu el, sau trebuie schimbat să fie apă între timp. Este manualul. Așa. Avem cheia pentru ele. Întregi se strânge sau se destrânge. În funcție de ce e nevoie. Și avem și garanția. Iasă aerul, după cum vedeți. Vreau să revin la dimensiuni. Al nostru are 690 cel de sus, pentru 3 băi, 700 înălțime. 2-ul are 585 cu 470. Și pe R1 pe 504 cu 428. Acestea sunt dimensiunile pentru 3 modele. Asta e cel mai mare model. Aici când se face refill-ul, e primul cartridge 12 luni, al doilea 3 ani. Și al treilea, 2-3 luni, depinde cât de mult folosește apa. În spate, avem aici data de instalare și când se schimbă filtrele. Numărul 2, numărul 3, care filtre au fost schimbate. Și aici, următorii ani.